Bun găsit, doamnelor și domnilor, ne aflăm bineînțeles la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava pentru a mai cunoaște încă o facultate din cadrul instituției de învățământ superior. Discutăm astăzi cu reprezentanții unei facultăți care formează specialiști competenți în domeniile științe umaniste, științe sociale și politice. Este vorba despre Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Așadar, o facultate care promovează valorile și tradițiile culturii și civilizației din Bucovina. Facultatea este structurată pe două departamente. Este vorba despre Departamentul de Geografie și Departamentul de Științe Umane și Social-Politice. De asemenea, programele de studiu sunt variate și în acord cu cerințele de pe piața muncii. Astfel că Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul USV pune la dispoziția studenților 6 programe de licență. 2 programe de licență ID, 2 programe de conversie profesională, 6 programe de masterat și posibilitatea urmării studiilor doctorale. La licență este vorba despre programele de studii asistență socială, geografie, geografia turismului, istorie, relații internaționale și studii europene și resurse umane. La licență ID, facultatea, așa cum spuneam, pune la dispoziție 2 programe de studiu. Este vorba despre geografie și geografia turismului. La conversie profesională este vorba despre istorie și filozofie. Iar la masterat este vorba despre programele de studii consiliere și administrare în resurse umane. GIS și planificare teritorială, managementul relațiilor internaționale și al cooperării transfrontaliere, turism și dezvoltare regională, istorie, permanență, interferență și schimbare, precum și etica aplicată și auditul eticii în organizații. În cele ce urmează vom afla mai multe informații chiar de la reprezentanții Facultății de Istorie și Geografie, mai multe detalii despre procesul de admitere, dar și despre această facultate, însă vom discuta și cu studenții Facultății de la Istorie și Geografie pentru a ne împărtăși ce înseamnă viața de student la această facultate și implicit la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Discutăm astăzi despre Facultatea de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, așa cum bine ați aflat din introducerea noastră, o facultate care oferă o diversitate de programe de studiu studenților. Practic, 2 domenii diferite, istoria și geografia, se dezvoltă diferit, dar în același timp, printr-o bună cooperare, reușesc să se completeze reciproc și în același timp ajută la cunoașterea evoluției omenirii. Alături de mine se află profesor universitar dr. Florina Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie. Bună ziua, mă bucur să ne revedem! Bună ziua! De asemenea, mă bucur mult pentru faptul că vom realiza împreună această emisiune de promovare a specializărilor facultății noastre. Domnule decan, aș dori să vă întreb pentru început cum a evoluat interesul absolvenților de liceu, al studenților, să spunem, pentru disciplina istorie de-a lungul timpului, având în vedere că sunteți cadru didactic de istorie. Da, pot să vă spun că interesul acesta a fost fluctuant. De pildă, în 1993, când am venit eu la universitate, interesul pentru istorie era fantastic. Atunci începea dezideologizarea istoriei, atunci istoria era disciplină obligatorie pentru examenul de bacalaureat, se dădea examene la Academia de Poliție, la drept, în alte părți. Interesul pentru istorie a înregistrat treptat o curbă descendentă, apoi aproximativ de prin 2015-16 a intrat într-o perioadă, să zic așa, staționară. Desigur că istoria, ca și în general toate științele acestea umaniste, nu mai sunt trendy, nu mai au priza la publicul mare, să zicem, informatica, cum au facultățile de tip militar sau dreptul. Dar, deocamdată, este un trend constant.
Cum priviți în viitor, să spunem, absolvenții Facultății de Istorie? Cum vor arăta aceștia, având în vedere că suntem tot timpul în pas cu tehnologia? Cum credeți că se va schimba așa totul? Desigur că tehnologia ne influențează acum viețile. Foarte, foarte curând și la noi probabil inteligența artificială o să ne influențeze viețile. Pe absolvenții strict ai programului istorie îi văd puși în ceea ce privește pregătirea într-o postură foarte bună. Pe vremea mea, de pildă, nu erau atâtea ediții de documente puse online la distanță de un click de mouse, nu erau atâtea cărți puse online, accesul la informație este mult mai ușor, arhivele se digitizează și se pun fondurile arhivistice pe net. De pildă acum, de pildă dacă deschidem computerul, da, putem afla imediat o ediție rară de carte despre Bucovina, să zicem apărută la începutul lui 20, indiferent ce limbă, română sau germană, la biblioteca din Viena, sau putem intra pe arhivele vieneze. Deci sub aspectul accesului la informații va fi foarte bine, sub aspectul inserției pe piața muncii, spun eu că lucrurile nu vor arăta chiar rău, având în vedere că, da, umanioarele au înregistrat un trend descendent cam peste tot în lume până în urmă cu 4-5 ani, lucrurile s-au mai stabilizat. Închei aici aceste reflexii pe această temă, arătând că dacă îți urmezi pasiunea și ești bun, imposibil să nu îți găsești un loc de muncă pe ceea ce îți place, să faci ceea ce îți place. Domnule decan, revenind la Facultatea de Istorie și Geografie, ne-ați putea spune cam câte locuri ar pune la dispoziție anul acesta facultatea, având în vedere că se apropie admiterea cu pași repezi? Da. Încă nu ne-au sosit cifrele la solicitările noastre adresate Ministerului Învățământului, dar într-o săptămână, două, o să sosească. Pot să vă spun doar că pe cele două departamente ale facultății noastre, Departamentul de Științe Social-Politice și Departamentul de Geografie, lucrurile ar sta cam așa. La Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, pe asistență socială, cea mai de top specializare a departamentului, o să avem cam 75 de locuri. Pentru istorie o să avem cam 50 de locuri, pentru relații internaționale și studii europene tot 50, aici vorbesc de taxă, fără taxă, iar pentru resurse umane o specializare nouă de inspirație mai mult americană decât europeană, o să avem cam tot 50 de locuri. Astea specializările de licență. Pentru specializările de masterat ale departamentului avem o specializare nouă, unică în România, managementul științelor sociale și de securitate comunitară, deci este, cred că, unică în România, cam 30 de locuri. O specializare pentru relații internaționale, mai mult, managementul relațiilor internaționale și de cooperare transfrontalieră, este o specializare de tradiție, 30 locuri taxă, fără taxă, de asemenea și istorie permanenții, interferențe, schimbare, cam tot 30 de locuri, o specializare legată de etică, cam tot 30 de locuri. De aici vorbesc, repet, taxă și fără taxă sau fără taxă și taxă. La Departamentul de Geografie avem două specializări de licență, geografie, geografia
turismului. Tot acolo ne ducem 50 de locuri fără taxe și taxă, iar în ceea ce privește specializările de masterat ale departamentului de geografie, avem turism și dezvoltare regională. Aici avem un program de dublă diplomă cu extensia din Chișinău a Universității din Tiraspol, deci vor primi studenții o diplomă și din România și una din Republica Moldova. Mergem pe 30 de locuri, iar altă specializare foarte, foarte aplicată în câmpul muncii, GIS și planificare teritorială. Aici avem cam tot 30 de locuri, deci, repet, specializare foarte aplicată, CAD, cadastru, tot ce trebuie. Studenții... Astea sunt specializările noastre. Absolvenții de liceu, de fapt, care doresc să se înscrie la această facultate, trebuie să știe că au parte de foarte multe facilități aici în Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, indiferent că ne referim la activitățile de la Casa de Cultură a Studenților, radio, televiziune, teatru, ansamblul studențesc, arcanul USV, bazin de not, spații de cazare modernizate, bineînțeles și spații de învățare, la fel de bine dotate. Mai există și bursele. Mai există și bursele, bineînțeles, și mai există pe lângă burse și alte facilități. De pildă, să o încep gradual, la primele locuri, studenții care intră cu taxă, li se oferă pentru primul an de studiu o bursă care să acopie taxa în integralitate. Apoi avem bursele sociale, pentru studenții cu venituri mici, aici trebuie făcută anchetă socială la primărie, sunt o serie de documente de completat. Apoi avem bursele de merit și, bineînțeles, bursele de performanță. Pentru merit și pentru performanță, media minimă trebuie să fie de promovare a unui an de studiu, trebuie să fie cea de 8. Și un student poate cumula mai multe tipuri de burse. O poate cumula și pe cea socială, o poate cumula și pe cea de merit sau și pe cea performanță. Pentru studenții facultății noastre, noi încercăm să promovăm de ani de zile ideea că este bine ca toți, sau măcar majoritatea dintre ei, să facă o specializare în cadrul Erasmus Plus, un semestru în străinătate. Avem acorduri de cooperare cu foarte multe țări pentru cei interesați. Invit să consulte pagina de internet a facultății, începând cu universități din Anglia, continuând luând-o de la vest la est, cu cele din Portugalia, Spania, Franța, Germania, Italia, Olanda, Croația, Ungaria, Polonia, Grecia, Slovacia, Turcia și așa mai departe. Avem această facilitate, iar pe baza sistemului european de credite transferabile, nu mai trebuie echivalate examen în România. Ți-ai luat 30 de credite, un semestru acolo, vii în România și iei lucrurile de la capăt în alt semestru. Relativ la Erasmus Plus, aș vrea să mai subliniez următoarele. Și facultatea noastră și Universitatea Ștefan cel Mare în general oferă un învățământ de top, de nivel european. De pildă, în ultimul ranking, în ultima clasificare valabilă pentru 2023 în ceea ce privește calitatea cercetării. Universitatea realizată cam pe 1500 de universități din toată lumea, din cele vreo 30-35.000 existente. Clasamentul universităților din România a arătat în felul următor. Pe locul întâi s-a plasat ASEU din București,
Pe locul 2 s-a plasat Iuliu Hațeganu, UMF, Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj. Pe locul 3, atenție la egalitate de puncte, Babeș Bolyai și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. S-a scris mult prin presă la momentul respectiv, deci universitatea noastră este înaintea Universității Alexandru Ioan Cuza, București sau alte universități mai mari și cu cadre didactice și cu bază materială mai bună decât a noastră. Deci, pentru a finaliza această idee, am demonstrat că universitatea noastră se poate situa pe, în topul universităților românești și chiar și europene și atunci, și mă adresez mai mult părinților aici, de ce să se cheltuiască resursa financiară, plătindu-se foarte mult în Occident, dacă aici se oferă un învățământ de aceeași calitate și mai cu seamă dacă studenții pot să experimenteze plecând de aici, cu burse integral plătite din fonduri europene, un semestru în Occident sau se poate prelungi chiar până la un an de zile. Cât de receptivi sunt studenții cu mobilitățile Erasmus? De obicei sunt destul de încântați în momentul în care discutăm cu ei despre aceste mobilități. Sunt receptivi la aceste mobilități și, bineînțeles, cam pentru fiecare specializare de licență sau masterat avem mai multe solicitări decât locuri disponibile. Dar, de regulă, nimeni nu rămâne odată integrat în acest fenomen de selecție, nimeni nu rămâne fără loc, toată lumea pleacă, chiar dacă avem și o listă de rezerve, dar se eliberează locuri și în cele din urmă poți vă asigur că pleacă toată lumea. Facultatea de Istorie și Geografie, pentru a contribui la buna dezvoltare personală și profesională a studenților, desfășoară tot felul de manifestări științifice. Am intrat pe site-ul facultății și am observat că aveți manifestări pe care le organizați cu tradiție, dar și două centre de cercetare. Cum este cercetarea în cadrul Facultății de Istorie și Geografie? Da, să începem cu manifestările științifice. Din 2013 avem o manifestare științifică tradițională, România în tranziție, politică internă și relațiile internaționale. Asta se adresează în general studenților de la istorie și relații internaționale. De asemenea, Departamentul de Geografie organizează, încă nu avem o periodicitate clară, sau anual sau din 2 în 2 ani, o conferință pentru studenți. Anul ăsta am inaugurat în facultate o nouă conferință internațională pentru doctoranzi. Sunt apoi, bineînțeles, conferințele anuale, multe, și se găsesc pe site-ul universității, organizate de ambele departamente, cu invitarea unor specialiști din străinătate. În ceea ce privește cercetarea, bineînțeles că se promovează întâi și întâi publicațiile sau publicarea unor articole, a unor studii în reviste de top, bine cotate în bazele internaționale, cea mai importantă fiind Clarivate Analytics, fosta ICI, și aici spun că Departamentul de Istorie, începând cu 2021, revista Codru Cosminului, ale căror ultimele două numere exemplare se găsesc aici în biroul acesta. Din 2021 este inclusă în Clarivate Analytics după o muncă care a durat aproximativ 10 ani. Este unica revistă strict pe istorie și relații internaționale din România inclusă în această prestigioasă bază de date. Mai există Transylvanian Review, da, acolo se publică și istorie și etnografie, este mai diversificată, deci am reușit acest lucru în 2021. Bineînțeles că avem o revistă în celălalt departament, GeoReview la geografie, este o revistă
care crește, după cum crește și revista departamentului care se, de științe umane și social-politice data aceasta, care se ocupă de filosofie, se ocupă de sociologie în general. Profesorii noștri publică în diverse reviste care sunt cotate, sau Clarivate Analytics, sau Scopus, sau Erich Plus. Sunt implicați în diverse proiecte. Recent, la Departamentul de Științe Umane și Social-Politice, doamna profesor Marcela Slusarciuc o să încheie un proiect de cooperare transfrontalieră cu Odessa. Au mai fost proiecte de cooperare transfrontalieră în ultimii 4-5 ani și cu Universității din Cernăuți și cu cele din Ivano-Frankivsk. Departamentul de Geografie are și aici, la proiectele celor la istorie, au excelat domnul prorector Ștefan Purici și doamna profesor Harieta Sabol. Și Departamentul de Geografie este implicat în diverse proiecte internaționale. În cel mai recent aș vrea să menționez pe doamna director Vasilcu Despina, implicat într-un proiect relativ la studiul migrației, un proiect făcut cu parteneri din Franța. Deci încercăm să avem o cercetare de top ca universitate de tip mediu, nu ne permitem să stăm pe laurii victoriei nicio secundă, așa cum câteodată procedează universitățile mai mari ca noi. Practic și doctoranzii pot publica în aceste reviste? Absolut, și doctoranzii noștri pot publica în aceste reviste, deci de acum, de pildă, este regulă la nivelul Universității Ștefan cel Mare. Minim 4 articole, nu? Da, minim 4 articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale trebuie să ai ca să ți se accepte susținerea tezii. Fără astea nu se poate. Mulțumim tare mult, domnule decan. Aș dori să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru cei care doresc să aplice la această facultate. Sau... Mesajul este simplu. Pornind de la mai vechiul nostru mesaj, hai în Bucovina, hai la USV, hai la FIG, deoarece aici la FIG se pot materializa visele de dezvoltare personală și profesională în funcție de înclinații ale fiecăruia. Învățământ și cercetare de calitate europeană, bază materială și posibilități de entertainment, de petrecere a timpului liber, de asemenea, de calitate europeană. Vă mulțumim tare mult, domnule decan, și succes în procesul de admitere care urmează cu pași de pezi. Avem 2 sesiuni de admitere, sesiunea de vară, luna iulie, sesiunea de toamnă, luna septembrie. Rămâneți alături de noi pentru că ne întoarcem cu cea de-a 2-a parte dedicată studenților.